Partidul Socialiștilor s-a determinat referitor la un candidat de încredere pentru primăria municipiului Chișinău. Astăzi a avut loc ședința executivului PSRM, unde a fost votată, susținută, candidatura domnului Adrian Albu. Candidat din partea Partidului Socialiștilor, candidat de încredere al socialiștilor la primăria municipiului Chișinău. Domnul Albu este deputat socialist în Parlamentul Republicii Moldova, fostul șef al aparatului Parlamentului, este o persoană cu o experiență managerială destul de impunătoare. Vreau să informez chișinăuienii că domnul Albu este jurist de profesie. Vreau să vă asigur că domnul Albu Adrian, ca primar general al Chișinăului, va îndeplini cu fermitate programul socialiștilor care a fost votat inclusiv în anul 2019 și parțial a fost implementat de către actualul primar al municipiului Chișinău, care cu regret la o anumită etapă a decis să se distanțeze de echipa socialiștilor și de cei care l-au susținut. A hotărât să meargă pe dreapta pentru a-și rezolva problemele sale cu actuala guvernare. Noi în aceste alegeri mizăm pe electoratul de stânga, dar și pe alegătorii de centru și alții care nu s-au determinat. Propunem o candidatură puternică care va avea toată susținerea Partidului Socialiștilor și, evident, și susținerea mea personală, pentru că mă voi implica plenar în susținerea acestei candidaturi. Stimați concetățeni, noi mergem în alegerile locale cu oameni de încredere, cu oameni care nu și-au schimbat poziția pe parcursul ultimilor ani, când au fost presiuni enorme, dosare penale, arestări, dar au rămas ferm pe pozițiile sale în slujba cetățenilor Republicii Moldova. Cu această echipă de încredere, astăzi prezentăm primul candidat pentru Chișinău, va urma prezentarea pe alte orașe, municipii, sate. Noi mergem în alegeri pentru a învinge. Data de 4 noiembrie va fi prima lovitură puternică împotriva guvernării PAS Maia Sandu. Și noi suntem ferm convinși că socialiștii, la fel ca și alte partide de opoziție, vor asigura această înfrângere pentru această guvernare antistatală și antisocială. Deci, dragi concetățeni, socialiștii, oameni de încredere, mizăm pe susținerea dumneavoastră.